Înainte de generic, Ramona ne arăta un twerk. De ce dai din casă și faci? Pentru că trebuie să discutăm lucrurile astea. Așa. Ea zice că pe mine nu mă mai impresionează cu lucrurile astea. Mie să-mi fac un fular sau o căciulă, dacă vrea. Am 40 de ani mâine, poi mâine. Și? Degeaba dai din toate alea aici, că nu mă... Nu te mai... Da, dacă... Dacă îmi tricotezi o pereche de șosete groase, vai de mine, știi cum mă incită? Am promis, de fapt ne-am propus să ne apucăm să tricotăm aici în emisiune, eu cu Amalia, da. Și o să-ți fac un fular, promit, colorat. Două pe față, una pe dos, tu crezi că ești... Așa pe... vrei, două pe față, una pe dos, nu ca știu. La calorifere. Da. Da, îți fac, promit. Ce calorifere? Cum adică? Cum adică? Păi are o daia pe față, una pe dos. Un element? Două vaci croșetau calorifere. Și cealaltă a zis că era unul pe față și nu pe dos. Două pe dos. Dar noi tot la mare mergem ca să ne bronzăm asta vară. Ramona, când nu știi ce să faci, mai bine taci și clipește. Dar era o serie de bancuri cu două vaci care croșetau. Știu, bancuri minerale sau bancuri de spermii. Da, sau o găină avea două picioare, în special stângul. Ok, astea, nu sunt lucruri pe care le spune și la televizor. Și este important să existe o legătură între gură și... Îmi pare rău. Hai să revin la twerk. Pentru că ieri am avut chiar treabă cu partea aia la antrenament. Am tratat-o pe Ramona pentru că am încercat și eu să fac twerk. De ce? Da, chiar că de ce? Și în ce condiții? Am întrebat la sală. Am întrebat-o ce mușchi se folosesc la un twerk corect. Și mi-a zis că nu știu eu și că e foarte greu. Hop de dincolo să sări și Amalia. Zice, mie-mi iese, dar numai acasă. Băi, femeia lui Dumnezeu. Păi... Dar voi dansați acasă singure? Normal. Uite, spre exemplu, scuză-mă că te întrerup, spre exemplu, ieri am fost acasă să-mi fac o ordine și curățenie în casă frumos și am dat muzica tare. Da. Și ce crezi că făceam în timp ce dădeam cu aspirat? Twerk. Băi, da. Și am o oglindă mare la dulap. Și e interesant să faci asta, nu? Te simți bine și ce stare de bine îți dă? Eu nu că vreau, dar zic că uneori dansez și dezbrăcată. Că... Păi, Firica, du aspiratorul, să vedem să... Cum crezi că eram? Să ilustrăm... Iertați-mă, nu că vreau să vorbim despre diferențele între noi. Răzvan, tu când ai făcut twerk ultima oară cu aspiratorul? Băi, când eram proaspăt operat, da. Am făcut un twerk legat cu un șpagat. Când te-ai întins pe parchet. Da, da, și tot așa n-ajungeam la prosop. Da. Mă lipisem de... Și te-ai ieșit. Da, n-am. De ce suntem atât de... Băi, astăzi știți ce fac? Doamnelor, știți ce fac astăzi? Ce? Azi mă duc acasă, anulez tot. Mă duc acasă, deschid fereastrele, pun plapuma la aerisit și dau cu aspiratorul și fac un twerk. Da! Dar știi, trebuie să... Abia aștept. Și când șterg geamurile, fai de mine, numai pe unduială o să fiu. Dar nu trebuie să fie tot timpul, știi? Trebuie să găsești momentul ăla, de exemplu, când te apleci să iei hainele, să le bagi la spălat. Pac, dai atunci, de trei ori din... Și după aceea când te apleci ca să bagi mașinile în, sau, hainele în mașina de spălat. Și atunci pac, mai dai de trei ori. Exact. Din... Adică nu faci chiar tot timpul. Oprișan nu face twerk, el are mașină cu încărcare verticală. Da. Doamne, ferește, mă. Da, te-ai găsit și tu în zi de sărbătoare, altceva nu... Omule, femeia are... Opa! Băi, e o glumă de televizor, nu trebuie să ascultăm toate. Ai venit și cu aspiratorul ăsta de ți aspiră și gândurile. Da. Noi n-avem decât industrial. Haideți să vedem... Dani, tu trebuie să faci asta, nu eu. Păi cine a făcut twerk cu aspiratorul? Nu mă ajută pantalonii ăștia să fac. Deci ai de măcar dar doar să sugerăm. Nu, vreau nu să... și problema e că noi avem și aspirator normal, adică rețeava asta scurtă, ca de om da. Normal. Deci ce fac cu asta? Că nu-mi iese. Da, ce muzică pusei? Pusești. De exemplu, ieri am fost pe Latino. Nu merge neapărat cu twerk pe Latino, Michi. Dar am improvizat. Michi, caută. Stai că Ramona e enciclopedie de muzică de twerk. Ce? Adrenalina. Uite, adrenalina. Bebe, adrenalina. Cum era pubere? Bebe, boom. Costi și Emilia. Pune piesa asta, Costi și Emilia. Bebe. Dă-i drumul, Michi. Haideți să vedem. Deci, erai prin casă. Erai, făceai curat. Aha. Da, făceai curat în gânduri. Exact.
Și dădea așa. Ai da play? Da. Dai play. Stai că până ajunge, că trebuie să ajungă sus. Să ajunge semnalul, e ca principiul vaselor comunicant. Și acum dau play la muzică. Da. Pac. Așa. O dau tare, nu mă interesează de vecini. Deschid geamurile, cum ai zis, prima oară. În Berceni. În Berceni, bineînțeles. Unde sunt blocurile foarte apropiate una de alta, dar nu contează. Stai, Ramona, că n-am început. Vino cu acea dacă vrei. Bun, și dai așa cu aspiratorul, știi? Și la un moment dat încep să te simți bine, că te mai uiți un pic și în oglindă, știi? Și pac, uite așa, te mai duci. Așa dai tu cu aspiratorul. Da. A crezut că ești la Fashion TV. Înțelegi? Și pe urmă începi, când te apleci, ai văzut o scamă. Știi? Ai văzut, aoleo, scama asta și se prinde în aspirator, nu e bine. Așa. Te apleci așa și începi și faci. Înțelegi? Înțelegi? Dar nu pot să mă țin pantalonii ăștia, bun. Da, și pe mine mă țin pantalonii. Și ai luat? Ai luat-o? Și după aia ridici un pic și aspiratorul și te uiți la el. Ai, 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 ai. Lento. Da, nu te apleci ca la sală, știi, la din lombar, așa. Exact așa. Ok. Bun. Haideți să pasăm aspiratorul, să vedem ce se întâmplă și la... Eu... Hai, Ramona. Eu sunt pe twerk ca lumea, dar ridică muzica, Miki. Ce vreau să menționez este faptul că Ramona a stat cu patru băieți în cameră la cămin. Și pleacă. Ok, ajunge, ajunge, emisiunea de dimineață, ajunge, ajunge, ajunge! Să nu uităm să spunem un călduros la mulți ani Sfinților Împărați, Constantin și Elena, că ne-am găsit în zi de sărbătoare cu roșu în calendar, să facem curat, nu! Păi nu mai sugerăm, nu, chiar n-am pornit aspiratorul. Chiar n-am pornit. E, asta e. Hai că ce o să urmezi, să băgăm anele la televizor, termină. Știm că vă uitați. Hai să începem ziua bine. Voiam să... Numai doar să dacă nu se mai însoară. Vreau doar să punctez faptul că suntem atât de diferiți, fetițele cu băieței. Nu înțeleg care este omologul. Care este... Unde avem congruența acestei activități? Dans în timp ce faci ceva prin casă, la băieți. Nu am văzut niciun. Depinde de zodie. Dacă ești leu, înțelegi perfect. Bun! Știi până unde face leu curat? Până unde? Până la oglinda din baie. Da. Doamne ferește-mă! Pantaloni pătrați! Pregătește-te, te rog! Nu l-am salutat pe Vlăduț, Ramona. Oh, mai lasă și aspiratorul. Tu când te apuci de aspirator, nu poți să-l mai lași din mână. Da. Da. Hai că mă duc aici. Hai ușor. Vlăduț, hai să vă arăt ceva foarte important. Ramona, ia întoarce aspiratorul către cameră. Lasă-l așa. Cu partea asta? Da, ridică furtunul un pic. O să credeți că noi facem reclamă la aspiratoarele Excelsior. E bine, aspiratorul nu este Excelsior, atât de mare a scris Nils pe el, pentru că altul i s-a furat. Cum se fură un... E cât un tico aspiratorul ăsta. Cum se fură? Ușor! Da. Păi săptămâna trecută era unul pe care scria Romexpo. Hai, umblăm și noi. Mai umblăm pe la...